Biblioteca județeană și-a deschis porțile iubitorilor de Lego, cei mici și cei mari deopotrivă, putând vizita expoziția organizată de Asociația George Poboran pentru copiii noștri. Copiii sunt talentați, fie unii la sport, alții la română, alții la pictură, alții la arte plastice și credem că există și copii care sunt talentați, să spunem, la acest tip de activitate, și anume de construcții Lego. Al doilea lucru pentru care am organizat această expoziție este să promovăm o altă modalitate de petrecere a timpului liber. Expoziția va putea fi vizitată timp de 3 zile. Zeci de copii de la școlile slătinene au venit chiar din prima zi să admire cele peste 200 de creații din Lego. Îți place ce ai văzut astăzi aici? Da. Tu ai acasă Lego? Da. Ce Lego ai tu acasă și ți-ți place foarte mult? Cu animale. Îți place ce vezi astăzi aici? Da. Ție îți place să te joci cu Lego? Da. Aceste lucrări poartă semnătura a peste 40 de copii care le-au realizat în joacă. Ai lucrări aici la expoziție. Ce înseamnă pentru tine lumea Lego? Păi lumea Lego este un tărâm al imaginației. Pentru mine și cu piesele Lego poți să-ți creezi tot ce vrei. Care este lucrarea ta preferată din expoziția de astăzi Lego? N-am o lucrare preferată, deoarece toate sunt frumoase prin ceva special. Orice lucrare Lego are ceva special. Expoziția este unică în județ, iar organizatorii au un plan ca de la cea de-a doua ediție să organizeze și ateliere de creație în care copiii să poată să creeze mici opere cu ajutorul pieselor Lego. Este o afluență foarte mare, sunt copii talentați, sunt lucrări deosebite și e o expoziție care le pune în valoare acestor copii îndemânarea, le pune în valoare imaginația. Cred eu că putem considera aceste 3 zile în care funcționează expoziția, ca un loc în care copiii se regăsesc pe ei. Pentru ca proiectul acesta să prindă contur, voluntarii de la Radu Greceanu au muncit ore întregi, iar bucuria micilor vizitatori a fost răsplata lor.